În 25 de ani eu n-am fost niciodată răcit. Și în perioada pandemiei nu Și în s-a... perioada pandemiei și în perioada asta când e atâta toți ai mei tușesc și n-am fost niciodată. Și atunci pentru răceală, pentru a, în momentul când simți să scurge nasul și strănuți, să faci următorul așa, uite ăsta așa, e greu. Care în momentul când îl încălzești, deci când apeși pe el și îl încălzești, produce beta-endorfine și nu mai lasă virusul să intre în sinusuri. Asta e toată explicația. Dar trebuie să-l faci de 200 de ori minimum. Pe zi. Nu pe zi. În total. Atunci când, când simți că îți scurge nasul și strănuți, faci masă. Încă unești de rețele sub nas, că aici sunt niște puncte foarte importante și aici. Dacă îl faci de 200 de ori, și cred, dar îl faci în reprize. 25, 50, iar 50. Dar fără să apăsăm neapărat, nu? Nu apeși tare, dar doar un pic apeși. Așa, ca dacă un eventual de te deranjează, atunci dai cu un pic de ulei de măsline și nu la e nimic, lune, sau da, coalifie. Da. Și dacă îl faci de 200 de ori, a doua zi nu mai intri în răceală. Incredibil. Voi aplica în mod... Dacă nu-l faci, a doua zi intri în răceală și 7 zile trebuie să mergi cu medicamente și cu alte lucruri. Deci mesajul ăsta. L-am spus o dată la o artistă care avea un spectacol și mă întreabă cum e ăla că mâine am spectacol cu Turandot și îmi curge nasul. Și i-am refăcut treaba și zice, vai, m-a dat, zice, am făcut un spectacol extraordinar. De 300 de ori l-am făcut. Aplusat, ca să fie sigură, da. Dar este formidabil, vă spun. Eu cum simt un pic așa ceva, pac, pac, pac. Așa, plus sunt două puncte aici, 38-39, care în momentul când le masez, produc penicilină naturală. Pe șanțurile nazogene. Aici, la direcția Comisurii Buzilor, așa, aici. Aici. Produc așa penicilină naturală, dar trebuie să știi punctul. Există masaj pentru orice boală. Pentru diabet există masaj aici și aici. Așa, atât. 12 mișcări aici, 12 mișcări aici. Și în ambele părți? Da, dar orice boală, după ce s-a instalat, nu prea se vindecă. Dar o ții la nivelul ăla. Incipient, așa. O ții în echilibru. Da, o ții deci într-o... nu se duce mai departe. De exemplu, eu fac pentru ochi, pentru că nu-mi plac ochelarii, deși trebuie să port ochelari la citit. Vai de mine, ce faceți? Că și eu așa aș vrea să... Și fac zilnic pentru ochi, zilnic, zilnic, niște exerciții. Exercițiul care îl fac eu, l-am mai spus și la alții, dar trebuie să-l faci toată viața. Exercițiul are 3 sau 4, cum să zic... Etape? Așa, etape. Fixez un punct, așa, la o distanță de 20 de metri, 15 metri. Întorci capul stânga-dreapta, cât poți de mult, și nu iei ochii din punctul respectiv. Deci privirea rămâne în punctul respectiv, dacă stâlpul ăla de acolo sus, da, are un punct negru. Eu întorc capul aici, dar ochii rămân la punctul ăla negru, de 16 ori. Întorci stânga-dreapta și duci și privirea. Și pe urmă, se masează zona asta aici, care trebuie să o masez și zilnic, zona asta aici de la baza capului, coloanei și așa, pentru că aia trebuie să funcționeze foarte bine, că dacă nu, acolo se obturează alimentația cu sângea creierului. Plus că aici sunt două puncte, unde este vezica biliară și vezica urinară. A treilea ăsta la exercițiu este să faci mișcarea asta a calului, începând de aici, și vii până în partea cealaltă. Și pe urmă iar mergi înapoi, tot așa de 8 ori. Cum face calul. Uh-huh. Așa. Și poți să faci și mișcarea cu palma aici, sau bătăi în zona asta aici, care ajută și la glanda pituitară. Aici, dacă faci niște apăsări. Ăsta îl fac în fiecare zi, de ani de zile. Și vederea îmi rămâne constantă.